Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Una dintre cele mai discrete relații din showbiz, dintre Alina Sorescu și Alexandru Ciucu, a devenit peste noapte extrem de zgomotoasă, după ce cântăreața a anunțat că a înaintat divorțul. Alina Sorescu nu a vrut să ofere detalii cu privire la motivul divorțului, însă decizia a venit pe fondul mai multor zvonuri care dădeau ca sigură o relație extraconjugală pe care soțul ei ar fi avut-o cu altă femeie. A revenit la scurt timp cu un alt mesaj prin care a anunțat o victorie importantă. Înainte de tranșarea divorțului, mi-am recăpătat liniștea, instanța a decis stabilirea domiciliului fetițelor la mine. Îi mulțumesc avocatei mele Nicoleta Popescu pentru implicare. Și vă mulțumesc vouă tuturor pentru susținere, a scris Alina, suntem liniștite într-un fel pentru că el vrea să epuizeze toate căile de atac. Nu am cum să vorbesc mai mult pentru că procesul este încă în curs. Dar trebuie să-mi văd mai departe de activitate. În felul acesta am grijă de mine și de fetițe. Altfel nu aș avea cum să-mi întrețin numele și noi ca oameni ce avem de întreținut, a mărturisit cântăreața. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.